La Borșa este viscol și vizibilitatea e foarte scăzută. Tocmai condițiile meteo nefavorabile au determinat Serviciul Salvamont Borșa să închidă toate traseele turistice montane din zonă. Aceasta deoarece există risc maxim de producere a avalanșelor. Nu se aventureze pe munte, se stea doar în zona schiabilă, deci în jurul telescaunelor, în stațiunea turistică, dacă totuși, din diferite motive, trebuie să iasă, să fie îmbrăcați corespunzător, să aibă haine groase, să aibă un termos cu lichid cald, să aibă încălțămintea corespunzătoare și să anunțe pe noi Salvamontul ca să putem să monitorizăm. Șeful Serviciului Public Salvamont Borșa recomandă turiștilor să nu părăsească zona schiabilă și să nu se aventureze pe traseele montane. Dezăpăzirea e făcută corespunzător, zic eu, aici la noi, în zona Borșa. Am înțeles că ar fi ceva probleme pe pasul Prislop, dar cred că de azi noapte până acum s-au remediat. Legătura cu Moldova este funcțională prin pasul Prislop. Daniel Timiș a mai informat că sunt închise traseele montane din afara zonei schiabile, cele spre Pietrele, Șaua Gărgălău, Vârful Gărgălău, Lacul Știol, Cascada Cailor, Căldarea Puzdrele, traseele de creastă din Masivul Rodnei. Cât despre drumurile de acces, acestea sunt practicabile.